Salutare, prieteni! Bună seara, prieteni! Până înainte de a începe acest videoclip, vreau să vă mulțumim pentru toată susținerea, pentru comentariile adăugate la toate videoclipurile noastre, pentru prezența pe live și pe canalul nostru. Și voi vă răspunde imediat ce vom ajunge acasă la toate comentariile pe care le-ați adăugat la videoclipurile mele. Și asta vizionând și canalul vostru și vizionând clipurile de pe canalele voastre. Ne aflăm aici în fața hotelului nostru, Hotel Arta, un hotel frumos, unde venim noi de 9 ani de zile. Așadar, în această seară, rămâneți alături de noi să vedem unde ajungem și ce mai degustăm pe aici, prin stațiunea Eforie Nord, alături de prietenii noștri. Ești pregătită pentru această seară? Cât de cât, da? Haideți să mergem și ne vedem cu prietenii noștri. Aici e mașinăria omului nostru, paznicului nostru de aici, de la Hotel Arta. Foarte frumos. Îi dă Dumnezeu sănătate. Frumos. Aici, prin preajma hotelului nostru, două etaje, iarbă verde. Hai. Pe unde stăm? Asta e prea mic aici, nu? Uite, se ridică aia, se ridică aia. Când a venit la aia. Nu? Hai că Dumnezeu a avut grijă de noi. Hai, stai acolo? Da. Nu stai aici? Hai, stai acolo! Păi ce pizza are? Hai să ne-am hotărât să mâncăm o pizza astăzi. Tot aici la terasa Cristal. Uite aici are. Capriciasa, pizza cu pui. 400 de euro, pizza Cristal. 400 de euro. Hai. Are 4 stadion, are, da? Ciuperci, are... Sos, pizza, mozzarella, șuncă presată, ciuperci, salam, ardei gras, salat. Da. Pizza Cristal, mozzarella, șuncă, ciuperci, măslin, ardei gras. Șuncă, ciuperci, asta e cu salam, 4 Mental Gorgonzola, Telemea, a luat. Pizza 4 stagioni și una cristal.
Ai cristal, nu? Da, da. Cristal, fița cristal și patra stabilă. Da? Hai că merg acolo. Da, la comandă, da? Plătești 60 de lei. Da, au rămas fetele acolo. La comandă. Mi-am luat cristal. Și Mihaela 4 stadioane. 4 stadioane, da? Am vreau să văd cu mine cristal. În loc de salam e cu măslin. Da. Și așa stare cu da, da. Hai, am o încerc pe aia cu. Da, vreți cum? Încerc pe cristal. Da. Acum vedem, cred că mai durează ceva. Să luăm ceva de ceva de băut, nu? Da, hai. Da, vedem ce vor și fetele. Aici, de la pizza, la terasa Cristal, frumos. Se, mulți preferă această terasă. E, fiecare seară este ocupat aici. Mihaela? Face comandă. Și le achetăm și ne cheamă dați. Ate comanda. Ai vrut comanda? Da. Da? Da? 60 de lei. Da, mai. Uite ce aici, asta e înainte de mâncare, nu? Luăm așa câte 50 de grame. Da. Ha? 50 de grame de sos picant. Picant. Da, e sosul. Nu asta, asta până e gata aia, că adică încă el, în 6 ore e gata. 5-6 ore, da. Păi, hai să vedem ce vrei. Ce vrei să bei? Hă? Sau... Da? Bine. Vom la sticlă? Dar la ce vrei? Albă nu am. Are dincolo la... Hai că... Da, da, mănâncă. De care vrei? Tot ursul, da? Fără alcool, da? Ok. Hai să luăm ceva de băut.
Le ții ca pe grenade? Am venit cu ursuleții. Ursulețul tău? Ursulețul meu? Pe el am uitat, pe pian. Da, hai, noroc. Hai, noroc. Noroc și la mai mare. Doamne ajută, mulțumim că ne-am revăzut din nou. Doamne ajută. Nu credeam că anul ăsta ne-am întâlnit. Da, da. Iată că Dumnezeu a făcut posibil să ne revedem. Când ne-a sunat, m-a sunat pe mine atunci. Voi de noi mergem de domeniu. De sâmbătă a venit. Și na, a deschis ieri, duminică. Gata mă, nu mă, de vineri mea. Joi. O săptămână înainte. Nu, nici o săptămână. Pe 20 am venit un weekend înainte. Duminică, exact, duminică. Era venea tot aici, a făcut de curățenie. Nu am deschis de atunci. Da, când veniți? Păi zic, spune-mi tu. Da. Sâmbătă e bine? Pe 20? De unde eu am venit? Era bine și mai înainte. Da, lasă că e bine și așa. Astea câteva... Astea câteva zile a fost bine, păi, decât deloc ca în alții ani. Da, da, noroc că am prelungit. Eu știam că el începe serviciul, da. Da, dacă s-a putut, am prelungit. Acum... Da, eram sigur că plecați. Da, a fost o surpriză. Ce credeți că scăpați așa de noi? Da. Pare bine. E bun, e iute? Ai dat de la dulce, nu? Nu, dar poate că nu e, mestecă în el. Da, e la fund. E la fund, da. Hm? Mai trebuie piper. Mi se pare mai dulce. Da, asta. Are? Ah, păi îți face efectul mai târziu. Trebuia să iei așa, știi, să iei așa, da. Păi nu, că luăm marș, nu trebuie să iei. 30. Da. 30. Ajung din marș, să iei. Așteptăm să fie gata pizza. Și cam 15 minute așa ar trebui să dureze, da. Da. Da, mi se mai răcurește, da. Toate că n-am chef. Cine a aplicat? Nu are nimeni. Dar este de asta. Nu, nici nu mai fac. Special, nu mai fac. Hai că dacă schimb din aia cu schimbată geamul ăla, trebuie la groapă și pe aia. Nu faci pe interior. Da. Eu n-am muncit la el. Sunt obișnuit. 2, 3, 4, 5 geamul ăla. Lăsim, lăsim aici. O să fim atenți acolo. M-a tras de geam. Păi și la toate trei camere, și dacă e în loc? Toate geam. La bani, cu păi, trebuie să le fac, nu? Toate la loc. Toate, da. Da, după ce bagă vată din aia, vată spumă. În geamuri. Da, 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 și bilet.
A mai făcut-o. Păi, paștele, dragi, da. Îți ia timp. Atât să fie... Mamă, la balcon, da. Am făcut ce? Tot, tot balcon și el. Ăla pe... La chirie cam de aici. În un stufă. Fără 12 ani. Bun. Am dat de tot. Brânză, brânză, brânză. E o mozzarella. O mozzarella. Da. Noi am făcut și noi brânză. Am făcut și noi brânză. Hai, brânză încă o dată. Ia. Cine face la coca acolo? Tot ăla? Eu, doamnă. Știi că era doamnă mai vârstă și un bărbat. Da, și unul. Dar cu schimb. Ăștia sunt pizzari vechi. Fac blate. Pizzari. Pizzari de meserie. Pizzari sau pișar? Pișpui. Nu mai pus-o, trebuie să nu dai primul. Da. Da. Sunt așa gata. Revenim. Gata pizza. Care este? Că Iona e gata acolo. Da. Sunt, da, sunt cu, sunt cu ea. Nu, 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 foarte bine. Da, a zis. De puțin. Cred că aia e care a scos-o. Aia cum a ținut ea mea. Frigetare, frigetare, ardetare, pizza de la mare. Wow, ce bine arată. Ce bine arată. A mea e pizza cristal. Domnul Marian, 4 stagioane. La fel, 4 stagioane. Toate 4, 4, 4 stagioane. Păi de ce n-ați zis că luam și eu 4? Hai să aveți poftă. Uite, ai cuțit aici. Nu e tăiat, ha? Ba da, da, e... Da. Hai să avem poftă. O poză așa de... Hai să mergem. Cade. Tăiată, dar poți să mergi așa.
O să mai tai puțin pe ăla. Mai tai așa încă o dată. Uite ce blat ăsta. Mărginile astea nu sunt arse. E tăiată, dar nu prea e. Da. Trebuie să mai... Îmi zic că cu mâna trebuie să trebuie. Păi da, da. E, uite, aici nu e. Nu prea e tăiat. Hai să vedem. La Jerry Pizza o tăia bine, cea de la Jerry Pizza. Da? Mai câte și eu. Nu prea e tăiată. Dar știi ce s-a întâmplat? Și n-a făcut bine, a greșit. I-a făcut semn când a băgat-o în cuptor, da, înainte. Și nu e. E, nu e ok așa. Să lipește din nou. Da, nu e ok. Deci pizza se taie. Păi da, merg eu să învăț carte. Păi așa am învățat și pe alții la locul meu de muncă, da, care păi n-au vrut să mă asculte. E problema lor. Pizza se taie după ce o scoți din cuptor. De aia se... Vrei să gusti de la mine? Nu. Hai să vedem ce... Da, păi... Cum e mapa? Este al meu, nu? Cum să fie? E bună, dar nu-mi place că nu e tăiată bine. Păi la Jerry, la Jerry Pizza imediat o să te frate. O să rupă. La fritul ăsta prea mă rupă. Așa e bună ea, da. Așa iau și un cervețel. Ai un fruct de la pizza. Da. Așa e. Așa e. Hai, după ce am tăiat eu. Nu vrei mă să vezi? Nu la pizza, nu trebuie. Nu se compara cu Jerry Pizza. Oriunde m-am obișnuit eu cu ea. Zi tu, care e mai bună? Asta sau aia de la Jerry? De la Jerry, vezi? Bravo! Lipsa de aia nu te-am văzut? Da! Da! Uite că... Da, îmi pare rău că n-am avut posibilitatea asta. Da, și mă, dar noi în București nu mâncăm pic. Unde are ciuperci? Unde are ciuperci sau unde nu are? Păi asta are ciuperci mai mult. Da, păi, dar o bucățică mică. Asta mi se pare cam picant. E picantă. Marian, ce-a pe dulce.
Dă mie, că mie îmi plac asta. E bun așa. Dacă vrei, iau o pastă, dă-mi e pe aia. Da, aici. Ia și rugă la mine. Nu. Îmi place tot asta. Sigur? Nu, nu. E multă, nu mă întoarce. Ia, dacă mănânci cât poți și restul... O dai înapoi și ții banii pe aia. E picant asta. Cine a zis că nu e picant? Maria, e dulce. Pare ceva. Aroma de ulei sau nu se pare? Poate că noi avem lângă noi acum, la citit. Face niște pizza, dar nu cum. E bună ea, dar m-am obișnuit cu cea de la jobul meu, cu Jerry Pizza. Ești fără 50 de lei nu e. Mâncam zilnic. Dar acceptabile. Nu pot bine să fac 50 de lei pe sunt alea mai bune. Dar nu are aici cu blat, cu fos, cu blat, nu? Aici are blat cu fos. Da? Da, e plin. Vlad, totul de da. Hai că mi-a adus și sică de la... E Vlad ăla. E Vlad totul de la... Da, da. Hai să cunoște, nu-i Vlad cu asta. Ăsta e Vlad făcut aici. E bun. Dar mie nu se pare bun. Și tu nu ești cu pizza? Nu mâncai pizza. E bună, da? De când n-am mai mâncat eu? Da. Asta e bucătarul? Da. Ce e? Pizza. Pizza? Da, da. N-am mai mâncat. Cred că de vă 3 săptămâni. Vrei din asta cu ciuperci, așa? Ha? Sigur? Sigur. Ia! Vrei? Sigur? Treaba ta? Eu de fiecare dată când făceam comandă, făceam cu blat cu foc.
Așa, bine, îmi place și asta cu blațul putire, dar uite, vezi, e mai greu să o ții în mână, știi, și ba, se îngaie, se înmoaie, știi? Așa, dintr-o bucată, pac, știi, să te mai însărăcea un pic. Asta cu blațul putire e mai... Da! A merge și-o înghețată? Merge? Nu, asta e. Asta e partea proastă. Ea trebuie tăiată după ce ai scos-o din cuptor. Dai, bag, bag, gata. Nu știe, ăsta nu știe. Și când faci pe cea de casă, la fel. Nu o tăiem înainte. După ce s-a o scos din cuptor, s-a lăsat așa 50 minute și după aceea. Păi ce mi-ai pus mie aici? Vrei să mă fac de 100 de chile? Vrei să plec de aici să nu mai am loc să intru pe scaunul de șofer? Nu mai am loc să mai intru pe ușă? Nu mai încap hainele? Cum? Da. Gândește-te că eu la început luam una din asta mare, ales când plecam pe traseu. Mâncam, dar uneori sau deseori la fel. Nu. Mai rămânea două felei, cel puțin îmi rămânea. Și după aia luam din aia, medie la 30 de, da, de 30 centimetri. De 25, pardon. Da, mică. Pentru că păcat de aia să rămână, știi? Era și din aceea pufoasă, că mie îmi place mai pufoasă. Nu, nu. Până când încep să mănânc, am mâncat ca pufoasă. Am chestia și de gantură. Da. Stau și bine. Păi și eu mănânc. Și eu mănânc, încet. Trebuie da. Să mai spui ce pământ. Și eu la fel. Foarte bine, să mănânce, mănânce. Și eu la fel. Ia să ai mâncă și acasă. Ai și mâncă, mă? Nu știu, s-a mănânc, eu mănânc felul. Păi uite, și ea la fel. Și ea la fel. Și abia amestecă, abia... Ia! La fel de mine. Până acolo, nu știu, ziua mă, dar mă. Și eu la fel. Eu termin înainte. Eu mănânc foarte repede. Nu, chiar am. E important să... Dar trebuie să mestecat bine, bine, pentru că în felul acesta ajung, ușurează și stomacul pentru
lucru. Ce faci, dragă? Uite, ia din asta cu mătine de aici, la mine. Nu? Da. Ia. Mi-ai pus aici. Până am dus și târziu să mă răcis. Dacă nu ne-am uitat la ceas. Nu, e bun. Dacă înghe fierbinte, prea să pică după ea, așa. Ia de aici. Nu mă vrei? Nu mai, dar mai nu mi-e pasă. Nu simt bine. Am mâncat și semințe, am 20 de ani. Ia și pasă. E bun. Nu, că e mâncarea bună. Hai. Da, nu vezi ce poate să fie. Dar cât o fi, ce urmă, mâncărul ăla. Are prețurile mai ieftine și care are mâncărul ăsta. Sau cam așa. Cum mâncăm noi întotdeauna la litoral, așa mănâncă și alții aici, întotdeauna aici. Asta-i chestia. Da, m-am cam săturat. Dacă era și pufoasă, de obicei, ajungeam la magazin și ziceam, una mică și pufoasă. Râdea, mai râdea șefa care era acolo la magazin, una mică și pufoasă. Pizza. Un clasic mic pufos. Așa. Bine, avea multe feluri, da? Thank you.
am ridicat prețul ultima perioadă. Cea mai ieftină era 32 de lei, 3 sau 34. Cea mare ajungea la 70 de lei. Dar era bună, era bună. Gata? Mai am un pic. Mai! Te pensi! Te pensi! Da! Te pensi! Lanterne! Da, mă, stai! Vezi ce ți-a luat de acolo! Auzi! A pus domnul aici gratis! Pentru că suntem clienți fideli, sau ce? Ce să fac? Hai că eu nici acum n-am terminat de mâncat. Am un pic. Chiar la noi într-o dată, într-un an, din asta, băi, eu de din asta. Tot de pe la ăsta, da, mă, că luăm, știi? Am auzit că e foarte tare. Să impresionez. Am stat cu o doamnă. Nu, am stat cu o doamnă de vorbă care era aici. Și ce mi-a povestit ăștia după aia, mi-a zis să spun. Sunt foarte vot să facă în aur, să facă în aur. Ei așa trăiesc. Sunt foarte șarlatani. Da. Zice, îți bagă pe gât orice, din cerșeală, din... Da, zice, ai grijă, zice, că dă și pulă. Și nu-ți dai seama. Că nu vreau să iau și... Da. 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 Dar uite, uite, că găsește unul la masă, le strânge și fuge cu ele. Vrei? Da, ce? Nu știu. Da. Nu e chiar. Condiții. Urmărește din poliție. Nu mai trezești pe la poliție. Ah. Plin. Să vin. Da. Aia da, să vin. Da. V-a plăcut? Da? Ai tătrat, da? A fost bun. Nu cumpărăm nimic. Într-adevăr, a fost bun.
Da, tot mai bună cea de la Jerry Pizza. Am obișnuit cu ea. Da. Nu știu, nu. E, are ceva. Nu știu. Are ceva de genul. Da. Salut toți colegii de la Jerry. Colegii mei de la Jerry Pizza, chiar și pe cei din Sri Lanka, din Nepal. Șefii, șefele de pe la magazine, tot respectul. Da. Ne-a fost sete. Am mâncat, am băut. Acum la culcare. La culcare. Oboseală, păi mare asta, plaja. Ce să facem? Da. Am zis că mai intră o înghețată, dar nu mai intră. Nu mai intră. Nici limba nu mai iese afară. De la ce a fost, aiute. Da, tot plin. Am mâncat. Da. Terasa se vede încă bine. Acolo este la rând la mâncare, are și mâncare pregătită pentru servire. Da. Păi, noi o să încheiem aici. Să vă fie de bine. Așa, să vă fie de bine. Să ne fie de bine. Doamne ajută. Și să rămână pentru masă. Da. La anul tot așa să fie. Am mai trecut o zi din concediu. Mai trece și mâine și poi mâine. Uite așa ne trece viața. Și trăim doar cu speranța. Ne rugăm la Dumnezeu să fim sănătoși mereu. Doamne ajută. Păi da. Hai că le am, nu? De unde le iei? De unde le scoți? Din sticla asta, de unde? Da. Da, noi o să încheiem acest video aici. Mulțumim pentru atenție, pentru comentarii, pentru like. Vizionare plăcută, da, în continuare la celelalte videoclipuri care vor urma. Vor mai urma și altele, poate și un nou live aici din stațiune sau de pe plajă. Mulțumim și toate cele bune, Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă dorim o seară plăcută, o zi plăcută de aici, din stațiunea Eforie Nord, de pe terasa La Cristal. La revedere și toate cele bune!